Deficitul de personal de la jandarmi a determinat Ministerul Afacerilor Interne să organizeze la începutul anului viitor o nouă sesiune de admitere la școlile de subofițeri de jandarmi de la Drăgășani și Fălticeni. Cei care visează să îmbrace uniforma de jandarm își pot depune dosarele până pe data de 18 decembrie, urmând ca în ianuarie să susțină probele. În instituția de învățământ ale MEAI, sesiunea ianuarie 2018, Jandarmeriei Române au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 700 de locuri, astfel. La Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani, 350 de locuri, femei și bărbați, din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități. Cei care vor să se înscrie trebuie să îndeplinească anumite condiții. Deci, în primul rând, este vârsta pe care trebuie să o aibă. Trebuie să aibă 27 de ani împliniți în anul participării la concurs. Deci, maxim 27 de ani. Da, înălțimile sunt 1,70 pentru bărbați și 1,65 pentru femei. Până la această dată, 32 de olteni, dintre care 2 fete, și-au depus cererea pentru Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani. Aceștia vor trebui să treacă probele eliminatorii, ca mai apoi să susțină probele sportive și cea de verificare a cunoștințelor. La admiterea din vară din Olt s-au înscris 107, dintre care 43 au fost declarați admiși la Școala de Subofițeri de la Drăgășani.